noapte în piața Ovidiu, povestea Minac continuă. După 47 de ani, expoziția permanentă a celui mai cunoscut muzeu dobrogean se închide, întrucât edificiul ce găzduiește Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, monument istoric, va intra într-un amplu proces de restaurare. Astfel că iubitorii de istorie care au dorit să-și ia la revedere de la Minac au putut participa la sfârșitul săptămânii la o serie de activități dedicate atât celor mari, dar și celor mici. Dat fiind că acest proces de relocare necesită împachetarea expoziției, am decis ca pe 16 septembrie expoziția temporară permanentă, să se închidă. Și avem aceste ultime două zile, am spus astăzi ultima noapte în piața Ovidiu, pentru că practic este ultima noapte în care vom mai putea vedea colecția de bază a muzeului în această clădire până o să ne întoarcem. Unul dintre colegii au această emoție, alții și-au petrecut, unul dintre ei aici în partea vieții, studenți fiind, veneau în practică, au rămas aici. Dar până la urmă, ceea ce contează este activitatea fiecăruia. Muzeografii, dar și cercetătorii din cadrul Instituției de Cultură le-au fost alături pas cu pas vizitatorilor emoționați, dar cu speranța pentru un viitor mai bun într-o clădire reabilitată și la standarde conforme cu vremurile pe care le trăim. Păi cred că am crescut în muzeul ăsta. Tata a fost șef de secție și a adus mare parte din patrimoniul din depozitul de modernă contemporană. Și am crescut în muzeu. Deci eu sunt acasă. Eram acasă și înainte de 2005, când am început să lucrez la muzeu. Ce sentimente mă încearcă, sper să nu mă bufnească pulsul. Mi-e deja dor de biroul meu, a trebuit să ieșim de acolo, să ies de acolo. Mi-e deja greu să intru în sala pictată, este ultima activitate cu copii, o face colegul meu Cristi Cealera și n-aș putea să vorbesc pentru că m-ar pufni plânsul. Gândindu-mă și văzând încă o dată, pentru ultima oară, sala plină de copii. Dar pe de altă parte mă bucur că va fi renovat. Este foarte bun la muzeul nostru și are nevoie de doctori buni. Sunt printre cei noi. Nu am decât 6 ani de când lucrez la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Dar, bineînțeles, în inima mea, sediul actual există de foarte mult timp. Mi-aduc aminte că eram clasa a treia, aveam 9 ani când am venit prima oară în vizită școlară aici la muzeu și după ce am fost fermecat de artefactele existente aici, seara am spus mamei că într-o bună zi voi lucra la acest muzeu. Mi-au trebuit aproape 40 de ani, dar acest lucru s-a întâmplat într-un final. Este o zi foarte importantă pentru noi, nu este o zi tristă, este o zi a renașterii, dacă vreți. Dar suntem fericiți că vom renova acest muzeu și că vom reveni într-un muzeu nou, adaptat noilor tendințe în muzeografie și în condiții mult mai bune decât există astăzi. Cei care au vizitat muzeul au putut să participe la ateliere de creație, desen și de modelaj în lut, prezentări istorice și proiecții video nonconformiste în sala pictată, reunite sub titlul Istoria spusă altfel. Așa, avem tot felul de ruine? Da. Pietre peste tot. De pietre? Așa, și pietrele astea ne spun povestea acestui oraș. De asemenea, tururile ghidate gratuite în expoziția de bază a muzeului nu au lipsit nici ele și corul seminarului Sfântul Cuvios Dionisie a susținut un recital pe treptele din fața muzeului. Totodată, dacii și romanii au pregătit și ei momente de reconstituire istorică, ce i-au făcut pe vizitatori să facă un spectaculos salt înapoi în timp.
golful lui se numește Galea. Era protejat de ceapă. O prăpare. După cum vedeți, urechile nu sunt așa de bine protejate. El trebuia să audă, să poată să dea aceste ordine. Iar constanțenii au răspuns invitației și au participat în număr mare la acest ultim eveniment. Peste 1800 de vizitatori au scris împreună o pagină din istoria Minac, au călcat din nou pragul instituției, au admirat clădirea monumentală, dar și piesele expoziției permanente, alături de cele din tezaur, precum șarpele Glicon, piesă unică în lume, Fortuna cu Pontos, zeița Nemesis, gânditorul de la Hamangia, mormântul prințesei sau alte artefacte de valoare inestimabilă. Mi-a fost bine pentru această invitație să venim și să vedem. Suntem foarte fericiți și încântați pentru că se va renova acest muzeu. Eu ultima oară am trecut cu mulți ani în urmă pe aici și cred că sunt lucruri care merită văzute aici. Ce părere aveți despre faptul că muzeul va intra în sfârșit într-un proces de reabilitare destul de amplu? Credeți că avea nevoie de așa ceva? Cel puțin ca și clădire, da. A fost emoționantă. Vă dați seama că știu muzeul de când era în Palatul Arhiei Episcopal. Iar astăzi e emoția de a te despărți pentru o vreme cu gândul că îl vei regăsi în altă locație, în altă expunere și toate vin așa ca o amintire frumoasă și emoționantă. Povestea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța va continua pentru o perioadă într-o nouă clădire cu o expoziție permanentă care va grupa cele mai frumoase piese din patrimoniul de peste 400.000 de piese al Minac. Reabilitarea clădirii din piața Ovidiu este prevăzută să dureze 48 de luni.